Greva profesorilor continuă pentru că nu a apărut niciun element consistent nou în această discuție. Întâlnirea de ieri cu președintele nu a adus ceva palpabil pe masă decât promisiunea că își asumă și președintele un acord. Adică ceea ce spun Budăi și cu Ciucă cumva încuvințează și președintele. Nu asta era revendicarea profesorilor. Profesorii au nevoie de o sumă de bani în plus pe termen imediat la salariu și toată România a înțeles că această solicitare a lor este una de bun simț și de asemenea toată România a înțeles că acești bani există nedrept duși în altă parte în România. Cât timp senzația asta este uniformă în România, nu se va termina această grevă. Președintele a venit și le-a spus, mulțumiți-vă cu ce vă spun ceilalți, care vă promit că se va întâmpla ceva în viitor, iar eu sunt garanția că ceea ce vă promit ei se va întâmpla.